Salutare tuturor și bine v-am regăsit, eu sunt Gino, iar astăzi ne vom juca Boogeyman. Cred că am făcut una dintre cele mai mari greșeli pe care le-am făcut vreodată, dar totuși, dacă tot am intrat în joc, ce ar fi să-l și jucăm? Și, cu riscul de a mă căca pe mine de frică, hai să începem! Ok, să vedem... Pun ce-o pe mediu... Și să vedem, ceva nebunie pe aici. Cine are timp pentru chestiile astea? Eu n-am timp. Cum sar peste? Aha. Deci ăsta e Boogeyman, e desenat aici de un profesionist. I-a făcut portretul robot. Gata. Ok, da. Ok, putem apăsa click dreapta pentru a continua. Dar sunt curios ce ne mai arată pe aici. Poate să fie ceva util? Sau nu prea? Ok, da. Hai să începem și noi. Și în acest moment suntem în prima noapte. Ok. Ok. Ia uzi. Să vedem. De fapt, mai degrabă să auzim, pentru că de văzut mai greu. E ventilația aici, care mă cam sperie. Dar sper eu totul să fie ok, nu? Nu există Boogeyman. Boogeyman e un soi de bau-bau. Într-o altă cultură. La noi zice bau-bau. Dar n-au nimic. Zic că e bine, nu? Care-și, mă? Te îngură, frone! L-am auzit pe fraier. Venea el să mă mierlească de acolo. Te în gură, frone. Mamă, dar ce ghiruțe are. L-am auzit acolo. Râșc, râșc, râșc. Ia auzi, pula mea, care ești mă tu acolo? Ia să vedem, unde ești tu, bă, cocoș? Parcă vezi că vine din dulap sau de pe fereastră. E prima dată când joc jocul ăsta. De obicei, toate jocurile le pornesc înainte să mă obișnuiesc cu ele, numai că pe ăsta dacă îl pornesc îi stric farmecul. Deci, efectiv, e prima dată când mă joc. Și deja ceva pare neregulă pe aici. E prea multă liniște. Mult prea multă liniște. Ia uzi. Parcă am văzut ceva. Unde ești, mă? Eu-s capitanul Burcea, bă. Ăsta-mi joc care ar trebui să mă sperie și o fac mișto. Cred că stric atmosfera. Ar trebui să mă prefac speriat. Dar nu prea-mi stă în fire. Sincer.
unde ești, mă? M-a auzit eu ceva gălăgie. Bă, ești nebun? Bă, bă, bă. Unde ești, bă, băiatule, bă? E 3 dimineața. Copiii ar trebui să doarmă la ora asta. Te îngură că te-am văzut. Lasă că știu eu unde ești. Sau mai bine pot să-i spun, bă, vezi că ești la mine în casă. Pot să te omor dacă vreau. Caterinca maximă jocul ăsta. Te în gură, băi, ce te strecurai tu pe aici, bă, nașpa. E 4 dimineața. Bă, dar pe aici n-a făcut gălăgie. Gen pe la fereastră. Par și vă naibii. Hai pe unde ești? Hai să o dăm parte în parte. Ia zi. Mi-e puțin fricuță. Zic. Hai că te-am văzut, marș de aici. Păi bă, băiatule, tu crezi că m-am născut ieri? Păi, babau e frică de mine, nu mie mi-e frică de el. Bă, băiatule, băi, eu-s trecut pânciuri și prin gârmond. Nu mă păcălești după mine. Lasă să vrem pe aici. Nu mai aud. Și n-aud absolut nimic. Și tocmai că mi-e puțin fricuță. Zic. Dar din dulap n-a ieșit până acum. A vrut el să facă ceva șmecherii. Dar din dulap n-a venit. Hai că e bine. Bă, băiatule, unde ești? Hai că e 5 și ceva. O să fie bine. Hai că o să fie bine ca să nu fie rău, nu? Oh, super! Să mai zică careva că nu cântă cucu în casa asta. Super! Păi, hai că am terminat prima noapte și zic că m-am descurcat destul de bine. Suficient de bine cât să iau pauză. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că vi s-a părut interesant și în caz în care vreți să mai fac clipuri cu jocul ăsta, spuneți-mi și probabil o să continui această serie. Până data viitoare, o zic mai bună vă doresc. Bye bye!